bunicul meu, din partea mamii mele, și-a făcut, era militar, și-a făcut Ecole Centrale la Paris în 1877-78. Și-a făcut și școala de ofițeri de artilerie lângă Buloie. Deci era cunoscut acolo, era în cel fusese acolo, au știut de bunic, a fost general, înainte de 1914 era general bunicul. Toate lucrurile astea au contribuit în largă măsură să-mi dea cetățenia franceză după 3 ani, exact conform legilor, știți? Dar eu am cerut în momentul ăla să-mi păstrez și cetățenia română. Și au fost foarte, foarte amabil și au fost de acord. Aveam 42. Ceea ce în Statele Unite nu e posibil. În Statele Unite, dacă îți dă cetățenia, gata, pare alta e lichidă. Ei au fost de acord. Odată cu cetățenia asta, am început să fac și politică franceză. Și m-am înscris în partidul lui Giscard d'Estaing, Union pour la Démocratie Française. Bineînțeles că eram un membru acolo, fost refugiat politic, nu știu ce, dar i-am cunoscut, i-am văzut, am trăit acolo cu ei, până m-au invitat la Parlament, acolo l-am cunoscut, la Senatul francez, am fost invitat la Camera Comunelor, la Londra, adică am văzut activitatea asta politică, civilizată, democratică. Am văzut adversități politice între unii și alții, dar nu insulte, toate discuțiile erau la un anumit nivel, erau adus cu argumente, cu motivații bune, nu cu înjurături, cu amenințări și cu asta. Și eu când am venit în țară cu un entuziasm, asta vreau să și scriu, știi că vreau să-mi scriu amintirile, cu un entuziasm și un idealism nepotrivit cu vârsta care aveam. Dacă așa urmă 30-30 de ani, cu noastră tine, era normal să fii. Dar venisem așa cu un entuziasm extraordinar și am fost primit foarte frumos, trebuie să recunosc, foarte frumos. Veneau, când vorbeam, la Iași, la Cluj, la Timișoara, mii și mii de oameni veneau acolo. Și mă ascultau, doamne, mă ascultau cu plăcere, cu entuziasm, cu... Țin minte că la Timișoara, da, dacă cunoașteți orașul Timișoara, în centru este piața mare, unde și opera sau teatru. Și eu vorbeam într-un balcon de acolo. Piața era plină complet. După aprecierilor, au cel puțin 16.000 de oameni, ziceau ei. Și la un moment dat entuziasmul era așa de mare, că la un moment dat vine unul la urechi la mine și zice, domnule președinte, spuneți-le că să mergem la București, toți, că vin toți cu noi să dăm jos cu Iliescu. Așa de mare era entuziasmul, știi? Ei, și la Brașov la fel. Da, am fost foarte bine primit. Pe urmă însă s-a petrecut altceva. Știu și asta am să o scriu, bineînțeles, că acum știu și detalii. A fost o acțiune întreagă care a urmărit înlăturarea mea din viața politică, care a culminat cu un atentat la Brăila, împotriva mea, în 92. Dar un atentat stupid, un atentat idiot. Și o confuzie s-a făcut. Țineam acolo o întâlnire mare, într-o sală, și au venit să facă manifestația afară. Și, la un moment dat, când eu vorbeam, în general, era o sală mare, mi se pare, de sporturi acolo, nu știu dacă cunoaște, mare, în amfiteatru, mare de tot. Era plină. Și îi întrebam, cum vreți să-mi puneți voi întrebări și eu să vă răspund, sau să vă spun în capul locului, să zic, și una și alta, asta era răspunsul, și una și alta. Și deci durau lucrurile astea. Și când vorbeam cu ei așa și zic, vine unul la mine și zice, domnule președinte, zice, scurtați repede chestiunea, uite, poliția aici, mi-a dat un major acolo de miliție, e riscul mare, s-au întâlnit, să trebuie să plecăm, să nu știu, că e... Am mai ținut 5 minute, 10 minute și am plecat. M-a scos nu pe intrarea principală pe unde venisem, ci pe intrare laterală care venea. E o clădire mare, foarte frumoasă. Cred că există și acum. Nu pe acolo, totul e un vestibul enorm, așa cu geam lâc. În loc să mă scoate pe aia, m-a scoat pe una de îndreaptă. Cu o mașină a poliției, nu știu. Dar cu mine în delegație mai veniseră și alții. Între care unul care semăna puțin cu mine, avea părul alb aici, da? Însă era mai mic decât mine, mai slab, și n-a apucat să iasă cu mine, cum au spus. Domnul joc confundat, s-au repezit la el și au început să-l strângă de gât. Și norocul lui mare a fost că ieșise cu el acolo șefa mea de cabinet, era vicepreședintele Senatului pe vremea aia. Femeie tare deșteaptă. Și-a dat seama imediat. Nu era ducă pe alu și-a fugit la ei și i-a scos din buzunar legitimația domnului, birou. Uite-l că nu era domnule. Și a scăpat, a scăpat cu dureri de gât, cu dureri de cap, a spus, dar a scăpat. E, a fost și chestia asta, știi? Până la urmă, lucrurile s-au revenit la normal, într-un fel.
Au venit cu tot felul de năzbâtii pe la televiziuni, că n-am venit cu nevastă mea, ci am venit cu vreo două femei foarte frumoase de astea care să le utilizez pentru ca să-i prindă pe ăștia, să spună, fac niște prostii. Bac, am venit la București să revendic vreo 32 de proprietăți. Au, n-am avut nici eu, aveam una singură. 32 de proprietăți la București. Tot felul de prostii de astea s-au spus atunci. Se spunea multe lucruri împotriva mea, dar totuși lumea venea cu mare entuziasm. Așa s-a și făcut Partidul Liberal, s-a reconstruit în câteva zile, a fost așa ceva. Ori chestia asta cu minerii, știi când a venit? Când am făcut, pe urmă, o contramanifestație după câteva zile. Eu am luat-o așa ca o dar noroc. Era un colonel la Ministerul de Interne, nu mai țin minte, care a dat telefon la mine acasă și a spus, domnul Pernu, stați, fiți prudenți, stați acasă, și mi-a trimis un polițist, că uite, sunt aici și sunteți în program și dumneavoastră, ca să mă, știu eu ce să-mi facă. E, au venit, dar nu, când au văzut poliția s-au potulit, erau. Deci au fost la dumneavoastră acasă? Da, n-au fost, au vrut să intre, dar nu, n-au intrat în rog. Așa că s-a trebuit, am stat acasă încă o oră, două și până. Așa că, ce știu eu, nici cine de fapt a organizat-o și mai ales cine a provocat-o. I-a fost acuzat Iliescu. A fost acuzat Iliescu și eu cred și acum, de altfel, că această intenție pe care au avut-o vechile structuri comuniste, că tot erau, ei erau la putere atunci, că se schimbaseră în democrație, nu știu ce, dar ei erau. Probabil că au vrut să, într-un fel, să sperie, să amenințe pe noi cei din opoziție și pe noi și pe țărăniști. Care totuși aveam, cum vă spun, eu aveam și cred că și țărăniști aveau un ecou în opinia publică. Adică românii vroiau în sfârșit libertate, vreau o democrație, vreau un respect al drepturilor lor. Și cred că Iliescu cu ai lui a fost de acord cu această venire a minerilor. Acum nu știu cum i-a convins, ce le fi promis, nu știu. Și au venit aici, numai că aici a venit, s-au produs incidente pe stradă, bine știți, incidente personale, unele destul de grave, cu lovituri, cu nu știu ce. Și treaba asta ne-a făcut un mare rău în străinătate. Pentru că să știți că străinătatea, eu eram acolo când s-au făcut evenimentul la Timișoara, ne-a privit atunci cu o simpatie, poporul român, cu o mare simpatie, văzând mișcările care s-au făcut. Ori acum, când erau toți, erau în țară, veniseră mulți ziariști străini. Numai eu vorbeam cu ei, veneau aproape fiecare zi la mine. Să-mi ia interviu, zău. Ori ăștia au văzut lucrul ăsta. Lucrul ăsta a fost un element negativ pentru România, pentru evoluția normală a democrației românești. De-aia aproape că Iliescu și-a dat seama și ține bine că a ținut un discurs în care le-a spus, hai mă plecați, acum gata, v-ați făcut datoria. După mine a fost o greșeală venirea lor aici și rămâne în istoria politică românești un eveniment negativ. Negativ. Hotărât negativ. Dar la sediul PNL ce s-a întâmplat atunci? Au ajuns în sediul PNL? La sediul nu, atâta. N-au făcut niciun rău. Au fost pe acolo, mi se pare că au fost la subsol și au furat niște hârtii. Erau niște hârtii, niște nu știu ce, cu o mașină de scris, ceva în genul ăsta. Era în subsol. Dumneavoastră erați acolo atunci? Nu, cum? Erați acolo eram atunci? Acolo, eram, da. Era sediul partidului, era sus. Și un subsol unde erau materiale de astea care le țineau acolo, când aveai când nevoie, le aduceai sus. Dar când au fost, ți-am spus, le-am văzut, nu erau mulți. Bă, zic, cel mai bun lucru, vă duceți acasă. E singurul lucru bun pe care aveți de făcut. Și nu m-au înjurat, nu m-au... E drept că mai eram cu încă câțiva cu mine acolo, știi? Și poate că își puneau întrebare, domnule. Nu putem să-l lovim pe ăsta, că atunci ne batem cu toți. Dar atât a fost. În rest, în ceea ce mă privește. Dar pe stradă a fost un lucru urât. Urât. Au atacat, ce minte că cu o fată a fost un incident grav, tot a lovit-o o fată pe bulevard, chiar. Mă, ce minte cum o chema, dar lucrurile astea s-au știut. Dar, dacă mai țin eu bine minte, dar asta o să mă verificați dacă am dreptate. Ministrul transportului pe vremea aia, mi se pare că era Băsescu, le-a dat voie să vină
cu trenul, când a fost un tren pe la gara, nu știu pe unde, pe la Craiova, nu știu pe unde, până județul Dolj, însă. Și a fost de acord cu venirea. Da, ministrul transportului era Traian Băsescu. Da. După mine a fost un lucru negativ pentru România. Negativ. Categoric negativ. Da. Sfârșit. Ce credeți că a provocat la nivel de mental colectiv? Ce credeți că a... Cum credeți că a influențat? Ce urme credeți că a lăsat evenimentul? A influențat ăsta în opinia publică românească? Da, da. Acum, sigur, e greu. Cei care eu am venit în contact și ce am avut ecou, a fost o silă. O silă și o revoltă. Și o revoltă, mai ales când am început să afle exact de violențele stradale care le-au făcut asupra persoanelor. Au avut conflicte cu studenții pe care l-au avut. Au vrut să intre la arhitectură și s-au provit de studenți. Adică s-au făcut și lucruri necivilizate, foarte necivilizate. Nu numai stupide de punct de vedere politic, dar necivilizate de punct de vedere omenesc. Lucru care nouă ne-a făcut foarte rău. Vorbesc ca imagine. În străinătate și cred că și în sufletul multor români a fost un sentiment de respingere, de revoltă. Cel puțin pe care eu l-am constatat atunci. Mă întreb dacă nu cumva Ion Iliescu n-a regretat gestul. Mă întreb. Până la urmă, știi că și-a dat seama de a fost o prostie. O prostie. Dar totuși, care crezi că a fost motivul pentru care a fost? Cred că motivul erau... Și revoluția, așa zisă revoluția, și se spune revoluția, a fost făcută de oamenii vechiului sistem. Iliescu era un reprezentant al vechiului sistem. Că a luat această hotărâre împreună cu alții, foarte bine. Foarte bine. Dar poate că el și ai lui au crezut că vor avea în felul lor de a fi un soi de simpatie mare a populației. O povestea dacă au fi avut la început o oarecare simpatie, poate nu mai avea. Altfel nu se explică ecoul pe care l-aveam și noi și țărăniștii oriunde mergeam și în sate unde mergeam. Nu numai în orașele mici de provincie, nu numai în orașele mari, nu numai acolo. Era un soi de ecou pe care l-aveam, opoziția asta. Și ecoul ăsta apărea foarte puternic, mai ales la tineri, la studenți mai. Ecoul ăsta a apărut acolo, știi, foarte solid. Și poate că au avut intenția cu această mișcare să înspăimente puțin oamenii, să le spună, stai, bă, vedeți-vă de treabă, uite, altfel venim noi și facem... Cred că asta a fost în capul lor. O reacție de asta, cred eu, încă o reacție de natură comunistă, adică de sistem comunist. Pe care au toți în sufletul lor, că erau, chiar dacă trebuie să recunosc că Iliescu totuși a evoluat, era un tip mai evoluat, trebuie să recunosc lucrul ăsta. Până în relațiile mele cu el am fost adversarul lui, dar totuși era un tip civilizat, un tip care se putea sta de vorbă, fără îndoială, nu-i lunca pe vorbă. Dar cred că atunci erau puțin dezorientați, chiar ei, nu zic înfricoșați, dar dezorientați că nu au ecou, nu au un ecou suficient de puternic. Cred. Și-l aveam noi, țărăniștii și cu noi. Aveam un ecou, îl aveam. Și cred că au vrut să ne sperie. Cred că asta a fost prima chestiune, să ne sperie. Să ne spună, stați liniștiți, stați la pantă. Și cum ați acționat în zilele respective? V-ați speriat? Nu m-am speriat, dar am fost puțin incomodat, pentru că când m-a anunțat că s-ar putea să vie, știi, și vedeam pe Calea Dorobanți unde stau, n-au venit decât unde. Mă gândeam, vin în casă acolo, încep să fure sau știu eu ce să facă. Eram cu nevastă mea singur. Mi-am zis, știu eu ce pot să fac ăștia, poate să am pus pe... Dar nu, n-am făcut nimic. E drept că am avut și vreo doi studenți care au venit și s-au oferit studenți la medicină, s-au oferit să stea acolo cu mine. Și au stat o săptămână aproape acolo la mine. Că era frica, rămăsese frica asta că oamenii totuși vor reveni, că mai au tot felul de, știu de organizații lăsate pe aici, dar nu s-a întâmplat, pormenit. Dar după mine, din punct de vedere politic, a fost un lucru negativ. Pentru România, un lucru negativ, cu siguranță un lucru negativ. Cum i-a convins pe mineri ce le-a spus ca să-i aducă aici,
Nu știu, asta nu știu. Faptul că s-au lăsat așa de repede convinși să facă drumul până la București, să facă pe nebuni aici, să spargă geamul, să înjure oameni pe stradă, să-i lovească pe unii, e, asta e și o chestiune de educație, este o chestiune de, și o de temperament. Dar a fost un lucru sigur negativ. Și după mine a fost o eroare a vechilor structuri că au făcut acest lucru. Și nu cred că le-au dus niciun fel de câștig. Niciun fel de câștig. Mai ales că sunt convins că unii dintre ei, mai cu judecată, n-au aprobat această mișcare. Între ei au fost discuții, dar și-au dat seama că au greșit. Și eu cred că Ilescu a fost primul care și-a dat seama de greșit. Cu toate că probabil că el a fost unul dintre promotorii ei. Dar cine crezi că ar fi vinovat pentru ce s-a întâmplat? Poftiți? Cine crezi că ar fi vinovat pentru ce s-a întâmplat? Asta pentru ce s-a întâmplat? Prin actele lor sau prin faptul că au venit? În principiu pentru faptul că au venit. Nu știu, aici nu știu cine. Cred că bă, conducerea partidului, cum, PSD-ul, PDSR-ul după vremea aia. Conducerea PDSR-ului a fost, cred eu, vinovată. Așa cred eu. Ei neagă. Pe urmă, am negat tot timpul lucrul ăsta. În discuțiile mele, pe urmă, cu ei, cu Niteșa, cu Iliescu, cu Roma, au negat complet lucrul ăsta. Adică, dar cum au motivat? Au zis că au venit așa dintr-o inițiativă, că erau supărați, că ei erau ăștia minerii, erau de stâng, erau socialiști, că... Da, în sfârșit, erau explicațiile astea. Nu știu exact ce zis, cine a fost cel care a organizat această chestiune, nu știu, și cred că nu știe nimeni la ora asta. Poate acum se înceapă să răscolească lucrurile, cum fac cu așa zisa revoluție. Eu îi zic revoluție, așa zisa de la Timișoara. Îi vezi că acum încearcă să rediscute toate lucrurile, că au fost teroriști, că au fost, nu știu ce, KGB. Dar toate de data asta sunt îndreptate după vremea potriva lui Ghescu și a PSD-ului. Cine o fi la originea acestei noi cercetări, care nu e numai istorică, vrea să fie și juridică, adică să fie de asta, mai ales de procuror, de acuzatorie, știi? Bănuiesc cine e la originea, bănuiesc de ce se face lucrul ăsta. În tot cazul, așa cum le-am spus când am fost invitat acum două săptămâni la Institutul ăsta al Revoluției, condus de domnul ăla la Timișoara, cum îl cheamă drăguță ăla, simpatic, cum îl cheamă, că e președintele lui. Și eram mulți acolo, era și Iliescu, erau toți cu Roma, o lume mult acolo, la Institutul ăsta. Și le-am spus exact ce v-am spus și dumneavoastră, cum eu la Paris am asistat la creșterea simpatiei și prețuirii oamenilor, nu numai a presii, nu numai a oamenilor politici, a cetățenilor francezi, pentru poporul român care făcea această mișcare de eliberare față de Ceaușescu. Pot să vă spun că eram cu mașina, eram în sudul Franței, m-am dus să mă plimb puțin și când am revenit la Paris, în centrul Franței, m-am oprit într-o mare comună, chiar în centrul Paris, în Franței, nu mai știu cum îi seama. Și acolo m-am dus să beau cafea, să nu știu ce, și m-au recunoscut că sunt român, că le-am spus că sunt român. Până și preotul a ieșit de la biserică să-mi spună toată simpatia lui și, pe urmă, cetățenii pe acolo, am stat de vorbă cu ei, cetățenii de pe acolo, știi? Toată simpatia lor pentru românii care au făcut lucrul ăsta. Sigur că mi-a făcut mare plăcere, că am fost foarte mulțumit. Că te să spuneam înainte, nu vă puteți imagina ce se spunea de Ceaușescu și poporul român că îl suportă pe Ceaușescu. Dar acum era așa un fel de simpatie și de prețuire, știi? O chestia cu mineria i-a venit în sens invers, din păcate. Din păcate. Dar în sfârșit au trecut lucrurile pe la oameni. Rămân la părerea mea că a fost o greșeală, un punct negru din istoria ultimilor 20 de ani, chestiunea cu mineria, a fost un punct negru al ei, fără îndoială. Da. Mai sunt și puncte negre în viața, nu numai în viața oamenilor, în viața societăților. Da? Bine, asta e. Credeți că astăzi există reminiscențe ale acelor evenimente?
în societatea în 2010? Nu, îmi pare bine de întrebarea acum, nu acelor evenimente. Trăim reminiscențe a sistemului comunist de 40 ceva de ani. Sistemul comunist a imprimat în caracterul oamenilor, în comportamentul lor, o serie întreagă de lucruri. Eu m-am lovit de ele. Una, am făcut o greșeală mare, de pildă, când am intrat, am refăcut partidul și n-am făcut secretar general. Că ziceam că e secretarul și al fostul la vizite. Prostia, să erau prostia, n-am făcut. Am făcut secretar tehnic. Și am pus secretar de pe Patriciu, pe Tericeanu, pe Chiliman și pe încă un patru. Fiecare cu anumite atribuții. E, unul dintre ei m-a trădat. N-am știut că el fusese prieten cu Roman înainte. Eu le-am acordat o încredere foarte mare. O greșeală. Nu trebuie niciodată în politică să acord dintr-o dată o încredere foarte mare. Dar venisem cu un asemenea deschidere și un asemenea entuziasm că nu puteam să-mi imaginez. E, totul s-a întâmplat lucrul ăsta. Păi m-am văzut eu multe trădări. Le-am văzut. Dar mai ales minciuni, mai ales lipsa de curaj, lipsa de consecvență într-o opinie și o atitudine, toate astea, să știți, sunt. Eu asta sunt că foarte tineri, nu să n-ați apucat încă lucrul ăsta și vă felicit și vă urez numai bine. Dar oamenii care au trăit 40 de ani au mințit tot timpul ca să poată să trăiască, domnule. Trebuia să minți tot timpul, să faci pe comunistul sau pe simpatizantul sau pe... înseamnă că te-ai îmbolnăvit tu de boala asta, minciunii și a lipsii de caracter, a lașității. Ori e cam ce vedem astăzi și în lumea publică, o vedem foarte serios, din păcate. Sigur, consecvența, nu numai în viață, dar în viața politică, consecvența pe anumite idei este o regulă. Nu vii și te schimbi și treci de colo-colo, numai că zici că faci e interesat, că nu știu ce, că nu e așa. Sunt și chestiuni de caracter aici. E, comunismul a distrus complet această parte sufletească a omului, după părerea mea. Acum, asta poate n-a străit și bine, poate n-a străit vremuri grave. Eu le-am trăit în prim, știți? Adică le-am trăit în 47, eram încă în facultate. M-am scris la doctora, terminase în facultate. Dar eram președintele Tineretului Universal Național Liberal, pe țară. Și fusese președintele Comitetului Studențesc, care a organizat o noiembrie 45. Nu știu dacă știți ce s-a întâmplat la o noiembrie 45. Am și vorbit pe gardul palată, am fost singurul vorbitor care a vorbit pe gardul palată. Până ce de-a trebuit vorbă pe Bebertianu, care era secretar general, că să terminăm chestia, pentru că au adus și ăsta trupele, cele două divizii care s-au făcut să românești, nu mai ce minte cum se chema alea două, au adus și riscăm să fie împușcați oameni. E, au tras, într-adevăr, au tras la Ministerul de Interne, au rănit pe 7-8 acolo, masă acolo, dar morți nu știu, porma aia arestat, au venit porma și... Dar am apucat să vorbesc, ce am spus, îți dai seama, spuneam de asta, de tânăr acolo, care... Și era pe vremea aceea, în mijlocul pieții, era statuia lui Carol. Și statuia lui Carol era mare și avea un fel de fundament în niște dale enorme, așa, marmură roșietică, maronie. Și după ce am vorbit pe gardul palatului, nu mult, 5 minute, 10 minute, 0. Și m-au luat niște studenți, colegi, ne-au pe umer și m-au dus, m-au cățărat pe piatra de aia. Am vorbit și de acolo, acolo, 2-3 minute, până a venit vorba cu, sau venit ăștia cu, de la Ministerul de Interne. Ministerul de Interne pe vremea aceea era, unde și acum, Ministerul de Interne. Da. De acolo sau au tras din clădirea aceea care era pe vremea un sediu de sindicat în stânga, când stați, nu mai știu cum se numește, e o clădire pe colț, așa, care are fațada în piața Palatului. De acolo au tras și de acolo. Da, puțin au tras. Și uite că, că în momentul când au început să tragă, toți cei care erau mai ales, era imens, era o lume enormă în piață, era, s-au lăsat așa în jos și pe genunchi, și nu, că au tras întâi în aer, probabil, n-au tras direct porma, au tras una, două, cum rănii câțiva.
asta fost. Când ai trăit lucrurile astea, știi, eu vreau să le și scriu asta, că păcat să treacă. Vreau să scriu toate amintirile astea, să spun ce am pățit, cum am pățit și ce am pățit pe urmă, în închisoare. Nu, nu e lucru ușor să pierzi libertate 8 ani jumătate în viață, când ai 22 de ani, 23 de ani. Dar m-a ajutat Dumnezeu să ies sănătos tu. Atât am ieșit cu părul alb. Aveam 33 de ani și aveam părul alb. Nu chiar ca acum, dar pe aici și alb. Și nu-mi dădeau voie să lucrez la București. Nu. Lucram pe șantieră. Am fost muncitor, instalator, pe diverse. Ba la Urziceni, ba la Călăraș, ba la Slobozia. Și acolo veneau multe femei de-astea care erau profesoare, avocate, doctorițe, făceau naveta. Ei alea mi-arătau mie o simpatie așa de mare, încât eu de atunci am rămas cu un respect pentru femeie. Eu. Pentru că nici nu știți ce ajutor mi-a fost mie, de ce mare ajutor, sufletesc și nervos, a fost această dăluire a femeilor acestor. Care știau toate că eram de sau nu fost și totuși acceptau riscul și mi-acordau toată această atenție. A fost pentru mine un sprijin sufletesc extraordinar și un echilibru mare, sufletesc și nervos. M-a ajutat foarte mult lucrul ăsta. Da, probabil că așa e, pe femeie, eu le plac oamenii tineri cu părul alb aici, puțin. Așa că, și cum am revenit la București, am reluat o viață covazi normală, am făcut diverse, de unde făcusem dreptul, am devenit consultor. Pentru că învățasem pe șantier, zic tot felul de lucruri, dar să-mi devin șef de șantier, am intrat până la întreprinderea de drumuri și poduri, a Turistului Regional București, până ce am fost cumpărat. N-am putut să plec. Se pare că suma a fost $10,000 pe vremea. Familia mea, sora mea era acolo, era căsătorită cu fiul lui Coanda, lui Alicor. Și s-a înțeles pe acolo, nu știu ce, cu niște bani. Banii trebuiau depuși la o bancă în Elveția. La Geneva sau nu știu unde trebuiau depuși banii. Pe numele unui, eu te duc să pe numele lui, l-am notat eu undeva, un domn care trăia la Londra, român era asta, da? Evreu, evreu român, original din nordul Moldovei. Prin el se făceau combinat. N-am fost singurul cumpărat, au fost mai mulți cumpărați. La un moment dat au fost cumpărați foarte mulți în Germania. Foarte mulți. Dar la mine au fost complicații, n-au vrut să vreau, nu știu ce, și atunci ăsta, cu natul meu, s-a dus la ambasada română la Paris și a spus, domnule, dacă nu-i dați drumul, spune-mi tot ce faceți, că dumneavoastră după bani și-i cumpărați bani. Și atunci m-am trezit acasă la mine cu un tip, cum te cheamă, la mine era tot pe tot ce îți face actele și ai să pleci în sărătate. Păi da, dar nu plec numai, că am și un copil, am un băiat mic, acum mai mare, era la Paris. Haide, cu toți răzi. Și tot întârziau așa și când a văzut că întârzie, s-au dus din nou, așa, așa, fiți atenți. Și m-am trezit într-o dată cu toate, haide, fă-ți bagaje, fă-ți tot, fă-ți nu știu ce. Și am plecat. Plecat cu avionul. Și cum ați găsit România când v-ați întors? Domnule, să știi, eu am iubit și iubesc țara asta foarte mult. Pot să spun că când am pășit, m-am dat jos de în avion și uite, am venit pe 4 ianuarie 90. Era frig, adevărat. Și am ieșit din avion printre ultimii, eram cu nevastă mea. Și acolo, jos la scărița acolo, era o doamnă de la tavan, cum sunt de obicei, pilotul, și mai era însă un ofițer de miliție de la cu căciulă și doamna mare. Când am venit, când am depus piciorul pe pământul meu, am avut emoții, așa trebuie să spun, așa, știi? Și m-am dus și eu să-mi spune, bine ați venit, domnule Câmpean, la mine, așa. Eu, hai, o fi cu ceva cu securitate, mi-a zis eu. Mergem unde să luăm bagajele și când trec de cadrul ăla magnetic acolo, capitanul de grăniță care era acolo, bine ați venit, domnule Câmpean.
Și ies acolo, acolo erau peste 40-50 de oameni, care, bă, bravo, ce se întâmplă? Eu nu știam. Anunțase Europa Liberă că eu viu în România ca să fac, să refac Partidul Liberal. Eu n-am știut lucrul ăsta. Și știau foarte bine, de-aia veniseră acolo, curios să vadă. Că m-au zis să vorbim la Europa Liberă, știi? Și mulți m-au spus, că m-au auzit. Și de atunci, spun, am fost primit foarte bine. Peste tot, pe unde mă duceam, foarte bine. Foarte bine, trebuie să recunosc. Și chiar ați venit cu ideea de a reînființa partidul? Da, da, sigur. Păi am venit pe patru și după două zile am avut prima întâlnire în casa lui Dan Lăzărescu, cu Sorin Botezăracu, s-a prăpăit acum câteva luni, și cu Ive Sandulescu. Și acolo am hotărât să facem partidul imediat, să facem o adunare, și au făcut o adunare după vreo 2-3 săptămâni pe strada armenească, era o casă a Uniunii Armene, armenilor, unde aveau ei, nu știu ce, o chestie, reviste, aveau un apartament mare, așa. Și am avut adunare acolo. Și acolo erau peste 150 de persoane, era plin apartamentul ăla. Toți mă știau de la Europa Liberă. Toți când le vorbeam, își aminteau de ton, își aminteau de felul în care făceam frazele. Și acolo am hotărât să înființăm partidul. N-a părut încă legea partidului, încă n-a părut atunci. Și atunci am hotărât să facem organizație în județe, mergem pe județe, să facem, să vorbim. Și atunci am invitat secretarii tehnici. Și toată lumea a fost de acord și am început să îndrăstrăm. Și pot spune că mi-am mers să înscrim partidul la tribunal, de unde a părut legea. Erau peste 200 și ceva de persoane, vedeți că la tribunal mai s-asiste dintre noi. Nu mai s-asiste la chestia asta. Dar era un soi de solidaritate, de curent, de simpatie, știi? Într-adevăr, ăsta a fost. Că, pe urmă, îi amenința, îi, nu știu ce, pe aia care au mai ales până județe, le făcea mizerie, asta a fost, într-adevăr. Eu și eu am primit amenințări câteva așa, dar pe mine ce m-au supărat erau calomniile. Nu, amenințări, calomniile, știi, care apăreau, bă, în presă, pe la televiziune, la chestia cu femei, că am venit cu două femei de la... Dați-vă, două femei frumoase, de doamne, că sunt aranjate ca să umbre cu tăștia și să-l ia secretele, să-i înțeleze. Niște lucruri astea de rând. Da, prin piața universității mergeați de când au început... N-am fost în piața universității, n-am fost. Eram chiar la sediu și am făcut o declarație atunci că îi sprijin pe cei care sunt acolo și chiar pregătisem și bani, dacă aveau nevoie, și rugasem pe divers să aducă coșul cu mâncare, cu de-astea, ca să-i mergem acolo. Au venit la mine, am stat de vorbă cu ei, am făcut formă declarație la televiziune, dar n-am fost în piață. N-am fost. Pe urmă am făcut manifestații pe acolo, am plecat de acolo, de la piața universității, și am ajuns până la unde e prezenția de consiliu. Acolo s-a terminat, dar era multă lume. Acolo i-am criticat, în sfârșit am vorbit. Asta am făcut, sigur că da. Și peste tot, îți spun, am întâlnit simpatie și un soi de încredere, așa, știi? Chiar dacă nu erau liberali. Chiar dacă nu erau liberali. Foarte puțini au ceea care mă duc cu ciomagul după mine. Foarte puțini. De când erau puși să facă lucruri. Și atunci se făcea, veneau grupuri, dar altfel nu pot să zic. Și asta m-a ajutat foarte mult. Așa s-a făcut partidul ăsta, 2-3 săptămâni s-a reconstituit în țară. Așa că... Acum, e drept că eu pe Coposul cunoscusem de în închisoare, chiar dacă între noi era o mare diferență de vârstă, 11 ani diferență, fusesem un timp numai în închisoare și, pe urmă, că după închisoare, adică după celulă și închisoare, am fost trimis la canal, la media. Și la media era un detașament, că se numea detașamentul 14 de pedeapsă. În cadrul mare așa, era încă un țar mic de sârmă din pată, știi, cu magazinul ăsta unde se dormea, unde eram noi ăștia, de la detașamentul 14 de pedeapsă. De ce aici de pedeapsă? Pentru că n-avea dreptul la scrisoare,
n-avea dreptul la vorbitor. Adică erai ca un fel de secret acum. Că toți alții au dreptul la vorbitor. În fiecare nu le venea mama, tata, sora, nevasta. Noi nu avem nimic. Și nici posibilitatea de a comunica carte postală, nimic. Și acolo am fost fondator, împreună cu Coposul, cu Banii Ghica, acolo am fost fondator acolo. Eram la început 100 și vreo 14 oameni în detașamentul ăsta de pe Leapsă, unde n-a fost ușor, evident. Nu m-am înțeles totdeauna cu Coposul, Coposul era prea disciplinar. Eu eram mai cu... Dar în sfârșit, mă înțelegeam, eram... Și am trecut după 2 ani și ceva, am stat acolo, am muncit, nepunea la... Știi, era o chestie întreagă, te punea de aia garnitura, de aia mică de șantier și tu trebuia să o încași cu piatră, cu pietre sau cu, sau cu pământ sau cu... te punea. Și fiecare avea vagonetul, erau un vagonet de 2 și trebuia să pui materialul ăsta așa, mai cu vârf puțin, și atunci polițistul care era sus acolo și se uita, dădea drumul la garnitură și într-o alta, ca să nu stai deloc. Ori erau unii neputincioși. În acest detașament erau foarte mulți preoți. Peste 40 de preoți erau, îți dai seama, 40 ceva de preoți. Și era unul sărac cu el, slab și mic. Dar nu putea să arunce cu lopata de parte așa și... Atunci mai aruncam noi câte o lopată, dar ne jurau, îți lua pâinea și dacă făceai chestia. Te lăsau nemâncată în ziua aia, asta era pedeapsă. Și atunci noi dădeam mai încet cu lopata toți. Nu mă înțelegeam, Coposul dădeam mai tare așa, așa. Ce faci, mă? Păi mă văd așa că sunt mare așa și cu poza. Asta au mici dispute de genul ăsta, dar... Asta era... Tot fel de lucruri mi-aduc aminte, sigur. Ne duceau așa și ne-au adus odată, dar ne-au pus să lucrăm până noaptea târziu, la mai departe de șantier. Și am venit seara cu trenul, era o stație acolo, mică, toată asta, da. La noroi, ploua, îngrozitor. Și era 9 și ceva, nu știu, seara, era noapte. Ne-a băgat în bărțile alea pe acolo și când te punea acolo, te punea, hai pe 5, pe 5 banditori, pe 5, că astea numere, știi? Era numărătoarea, te punea pe 5, pe rândul de câte 5. Și venea unul și ceva, unul, doi, și la un moment dat ne număra, nu ieșeam la număr. Iar unul, doi, iar. Și vine un ofițer acolo. Îi spune ăla că nu ies la număr, o fi fugit unul și eu fost în capul lor. Și atunci, ca să ne pedepsească, că făcea culcări cu noi în noroi. Eu nu m-am culcat. Doar mă lăsam așa în genunchi și cu capul așa în jos. Bă, nu știu, dar nu m-a bătut, nu nimic. Coposul s-a cam culcat. Adică avea simțul ăsta, disciplinii alea. Pe care nu-l aveam deloc. Și-a terminat lucrul până la urmă. Cred că a fost o greșeală la greșeală să ne numere, că până iar ne-a pus 5 pe 5 banditului și ne-am găsit pe toți acolo. Eram toți acolo, nu era niciun plecat. Dar, în schimb, eram murdar de noroi, eram plouați, băi, de capul nostru. Asta e, ce se face. Asta era media, asta a fost media. Urât de tot, a fost greu la media, așa, pe vreo 2 ani, pe 2 ani și ceva. Păi m-am dus la altele pe aici, cum vreau, de București, pe aici, unde mi s-a părut aproape că e jucărie de copii, știi? Ne punea să lucrăm la grădinile de zarzavat ale lor. Și acolo, mâncam roșii care nu erau încă coapte, știi? În plăceau, le băgam, n-aveam voie să mâncam, le băgăm în gură toate așa, știi? Dintr-o dată așa. De-aia am făcut după aia, după ce am ieșit, am făcut piatra rinichi. Dar după ce am ieșit, am fost liber. Din cauza chestii astea. Nu, mă, din castraveții, când îi vedeai acolo, chiar nu erau chiar copți. Îi luai așa de zile, îi băgai în gură, mușcai din ei. Și uneori erau un grădinar. Unde era asta, domnule, la... Uite, nu... Era 20 de km de București, 30 era asta. Și grădinarul, șeful ăsta, era un om mai în vârstă, așa, mai gras, așa, că umbla, faceți asta, să săpăm aia, săpăm aia. Și la un moment dat a venit fata lui, mai departe, așa, doamne, și a început să ne cânte, doamne.
Dar nici nu știi ce drăguță era, știi, necântat. Cântă cea de-asta, obișnuită, știi. Foarte drăguță. Aia au fost și gesturi de-astea, știi, de solidaritate, de grijă pentru nenorociții aia. Parcă arătam toți infecție, eram băi de capul nostru toți. Dar erau și scene de-astea și erau și scene urâte, știi, cu tot felul. Eu am scăpat nebătut. N-am fost bătut. Nici la închetele de la intern n-am fost bătut. Am fost numai singurul care mi l-au făcut odată. M-au dus la celulă jos. Erau celulare, era jos la minister acolo. Probabil că sunt și acum celulele alea jos. Vor face pe ele, nu știu. Și m-au dus la etajul 3 sau 4, o bandă pe ochi, cu un lift. Dar știi că stai mult singur și ești așa, începi să știi, să înțelegi foarte bine lucrurile pe care nu le vezi. Și m-a dus acolo și m-a băgat într-o cameră, mai mică puțin decât asta, fără ferestre. Mi-a scos drăcirea, cu un birou mai mic decât ăsta, cu masă, cu 13 scaune la perete, 49. Și s-au numeroi aici. Și acolo am început să-mi pună întrebări, mai ales cu noiembrie, cu cine am făcut, ce am făcut, cine era, ce era. Și avea la masă, în dreapta și în stânga, respectiv un agent, avea niște lămpi. Cum sunt lămpile de birou obișnuite, așa, rotunde, știți? Dar aveam cu lămpi de coarță în ele. Și le fixau pe ochi, eu n-aveam voie să mă mișc. Dom'le, și nu mai vedeai nimic, vedeam totul pe care era argint, tot, nu mai vedeam nimic. Și mă țineau cu luminile alea și îmi puneam întrebări. Asta a fost singura chestiune, dacă vrei, care, sigur, asta a avut efect asupra ochilor mai târziu, asupra vederii. Dar asta a fost. În rest, n-am fost bătut, n-am fost... M-au amenințat de-aia, dar am lăsat-o pe maică, de-aia din... Asta, da, n-au spus. Dar de bătut nu m-am fost bătut niciodată. Atât, a luat chestia cu ochii, am făcut-o. Și m-am făcut-o numai o dată, nu de două ori, o dată. Dar mai mult timp. Când am ieșit de acolo, mă durea capul îngrozitor. Păi și mă durea aici, frunte. În rest, nenorocire de asta, stai în celulă singură. Îți dai seama, aveam câte 20 ceva, dar abia ieșisem în facultate, terminasem. Și m-a băgat în celulă la Craiova. Există și astăzi. Am stat 3 ani la secret singur în celulă. Cumplit de greu. Eu cred că acolo am albit. Mai ales acolo am albit. Aia a fost foarte greu. Foarte greu. Perioada poate cea mai grea. Nu pot să zic că m-au insultat sau m-au... Nu. Dar stai singur între patru pereți așa. Celula e mică, are un metru, nici un metru jumătate pe 3 metri. Cu fereastra sus ca... Era fereastra ca în romanele lui... Romanele astea cu franceze. Și era așa pe sus și... Nu puteai să te agăzi, că erau mai sus puțin, știi? Dar te uitai mult la ele, că vedeai lumina zilei și când era soarele, nu vedeai soarele, dar totuși simțeai că e mai luminat. Că... Aia a fost partea, poate, cea mai grea. Aia de celulă, fiind și tânără, așa, foarte tânără. Credeam, la un moment dat, că am uitat să vorbesc. Și, tot ceva, să vorbesc singur. Dar cred că lucrul ăsta, ei auzeau că pe culoar erau paznici. Mm-hmm. Dar cred că lucrul ăsta s-a întâmplat des și atunci erau obișnuiști cu fenomenul ăsta, că ăștia singur vorbesc singuri acolo. Sau nebuni sau deci. Și ce crede? Țineam cursul de drept constituțional. Eu, doctoratul meu, mă scriam, mă scrizeam la doctorat pentru dreptul constituțional. Și vorbeam acolo, țineam tot felul de astea. Și a trecut și asta. Și de acolo m-a dus la media. De-aia mie media la început și mi s-a părut raiul pe pământ. Pe urmă am văzut eu ce și fără mâncare destulă, sigur. La fel, bineînțeles, la secretul, n-am avut tot timpul închisorie, n-am avut dreptul la scrisori și la vorbitor. Asta a fost. Pe urmă, m-a trimis în domiciliu obligatoriu, nu mi-a dat drumul acasă. M-a trimis în domiciliu obligatoriu. Și acolo am văzut simpatie oamenilor și acolo, domnule, extraordinar. La Gugești m-am dus prima dată, lângă Focșani. Era pe vremea aceea acolo o fabrică
de chelestea, de și creat și am făcut și o secție cu mobilă. Și pe mine, iar mă trimis în domiciliu forțat, obligatoriu să muncesc. Munceam la fabrică, munceam în sectorul ăla de unde veneau copacii amari, care trebuiau tuși, plasații, tăiai, așa. E, adică muncă grea, stupidă, dar. Dar oamenii, în general, se purtau foarte frumos. Foarte frumos, în general. Bineînțeles, când erai numai cu ei, când erai cu o femeie, când erai, erai numai cu ea, între patru ochi, că altfel era frică. Da, era un întâlnir pe malul mării, pe malul râmnicului sărat, pe acolo, știi? Era un întâlnir acolo, mă întâlneam cu Leana, o cheamă mama, drăguță focă, la 26 de ani, nu știu. Și se despărțise de bărbatul, nu știu de ce. Și lucra și ea acolo, la o secție. Și ne-am cunoscut așa. Și cum lucram la chestia asta cu lemn, cu tăiat, se făcea pe jos de ăsta, știi, de la care iese de la lemnul meu, cum se numește. Și era obligat, când se termina schimbul, să dai locul curat celorlalți care vin după tine. Ei, trebuia să mături. Eu cu măturatul greu, nu pricepeam, vedeam mai mult ce făcea un om într-un minut, le făceam în 3-4. Și asta a văzut de la distanță, știi? Și a venit un moment la mine și m-a luat mătura și a început, am măturat într-un minut, a terminat acolo, știi? Eu așa am cunoscut-o, pe ea. Și pe urmă ne vedeam, ne întâlneam după masa la undeva pe acolo, pe malul apii. Erau drăguți, domnule, mulți, mulți, foarte drăguți, foarte drăguți, nimic de zis. Da, să nu, asta erau, aveau grijă să nu-i vadă jandarmii, să nu-i vadă poliția, să nu-i știe prin lucrul ăsta. Și cei în casa cărora am stat, că am stat în casa unor Partenie, sau mea, familia Partenie, aveam o cameră acolo. Am fost să-i văd cum am retors. Eu aveau copiii mari, eu aveau și ce zice. Am fost să-i văd pe toți acolo. Dar și ea s-a purtat foarte frumos, nu-i găsi. Foarte frumos cu mine.